Daria și Rareș sunt doi dintre cei mai buni elevi pe care are antrenorul de arte marțiale din Constanța. Fac antrenamente la sală zilnic, însă au decis ca să renunțe la confortul oferit de salteaua tradițională, tatami, și au mers pe plajă. Desculți, doar în chimonouri, cei trei s-au antrenat timp de câteva ore bune în aer liber la doar 4 grade Celsius și în apa mării la 8 grade Celsius. Nu ți-a fost teamă să intri în apă? Văd că ești desculță, pe nisip. Deloc. Dacă nu vreau să-mi spune să intrăm în apă, intrăm în apă. Și chiar ne-au încălzit. Când am intrat pe nisip, deja e cald. Nouă ne e cald acum. N-am mâinile reci. Prima care a ales să facă sportul de contact a fost Daria, iar mai apoi a reușit să-l convingă și pe fratele ei, Rareș. Cei doi elevi sunt foarte serioși în tot ceea ce fac la antrenamente și nu neglijează niciodată pregătirea. Sunt extrem de concentrați, iar loviturile cu pumnul, genunchiul sau cotul sunt deja lucruri banale pentru ei. Rareș preferă mișcările în apa mării. E foarte rece, dar nu se mai simte. E adrenalina și facem încălzirea și ne reglăm. E frig, dar după care nu mai simți nimic. Eu ascult doar ce spune domn profesor, fac și nu comentez. Și de fapt e mișto rău de tot. Familia ce spune despre această pasiune a ta? Familia mă susține. Mama, în loc să fie o persoană sperioasă, din contră mă încurajează. La fel și tata, toți ne susțin pe amândoi. Antrenorul Lazar Iordache a început să practice sportul de contact la 8 ani, iar acum are 28. De 7 ani deține centura neagră la karate și a încercat să împărtășească din experiența lui și învăță ceilor care vor să-i urmeze exemplul. Încercăm să ne depășim limitele, să ne controlăm temperatura corpului. Este foarte ok. Este chiar sănătos, foarte sănătos, acum pe bune vorbind. Încercăm să ne călim și să ne imunizăm prin astfel de antrenamente. Fac asta de vreo 7 ani în continuu, fiecare an sunt aici. Antrenorul Lazar Iordache este unul dintre sportivii care au vrut să iasă din tipare de-a lungul timpului și acum se poate lăuda cu câteva recorduri demne de invidiat. A reușit în câteva minute să bată 21 de cuie cu palma și deține recordul internațional la spart cărămizi cu capul sau cu cotul.